În medicina dentară, contactele între puncte este denumirea pentru contactele ferme ale dinților în sensul unei mușcături stabile în regiunea dinților din spate, a gurii. Contactele cu dintele opus, adică antagonist, sunt împărțite în spațiul German, în principiu în trei categorii, deci precum puteți bănui, contacte A, B, respectiv C. Contactul A. Contactul cuspidilor dinspre obraza ai dinților de sus, respectiv de jos. Contactul B. Contactul cuspidilor dinspre cerul gurii ai dinților de sus cu cuspidii dinspre obraz din mandibulă. Contactul C. Contactul cuspidilor dinspre cerul gurii ai dinților de sus cu cuspidii dinspre limbă ai dinților de jos. Deci dinții nu stau în contact oarecum, ci se ating între ei doar în anumite puncte, și anume în punctele A, B și C. Prin contacte aberante pot lua naștere moarte așa zisului nerv al dintelui, probleme parodontale, migrări dentare și chiar dureri ale feței. Pentru a evita asemenea contacte dăunătoare, deseori se recurge la realizarea coroanelor fără contact, căci o coroană fără contact cu dinții antagoniști nu o observați la început. Contactele deranjante le remarcați însă imediat. O coroană fără contacte cu antagoniștii ei este însă la fel de problematică. Mișcări dentare și tulburări în articulația gurii pot fi consecințele. Deci contact trebuie să aibă o restaurare dentară în orice caz. Cel mai ușor de sesizat este aceasta când mușcați pe o folie foarte fină de hârtie. Dacă reușiți să scoateți folia din gură când mușcați pe ea, atunci coroana nu are niciun contact cu ceilalți dinți. Un medic care lucrează riguros controlează în acest scop înălțimea restaurărilor dentare din gura dumneavoastră cu o folie specială, așa numită hârtie de articulație.